Жасмина, stai grįžti į Melisą. Nu, į tos jau riepidį. Bini? Bini, bini, atam grįžę. Melisa, nu, tu te rad. Sunškom dirbu. Hai, sunškom džiaičiuva. Hai, deskunțile. Vrei? Da. Bine, eu număr aici, dar tu ce aduci te ascunzi, bine? Da. Bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20. Cine nu e gata, dau cu lopata. Duceți-i și numără până la 20. Să până la 10, bine? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce-i asta? Melisa, vină încoace aici! Ce-am găsit? Interesant. Ce este acolo? Melisa, vrei să o deschidem? Da! Bine! Hai o luăm și ne ducem să o deschidem. Bine! Gata! Wow! Melisa, cum crezi? Ai să spună jucării? Nu știu! Așa este! Hai să deschidem! Wow! Wow! Melisa, mai ții! Hai să deschidem! Ponie, eu vreau! Nu, le-ai încăți frumoșeu, ponie! Îți place? Ponie, mi-e tot! Uite! Vreau să fie bine! Interesant. Pui așa și curăți butoanele de bucătărie. La calculator. Așa, curăți. Interesant, da? Da. Hai să scriem mai departe. O. Ce vrei? Ce să ce? E pierna. Pierna parcă aici. Aici pot să deschidem. Aici că e de toate. Da, e de toate. Aici că e de toate. Da, e tot! Mai departe. Eu cred că gata pentru o creioană să pui, da? Da. Hai să deschidem. Asta
эти фрутчири, а есть чаша парки единаур, да? Ты это запомнил. Это за массу ультимы лучше. Ва, чечета. Хай сады скинем, чекинем кладификом. Это машина. Они будут кататься на этих машинах. Вы хотите с нами на машине, да? Парк у нас уже готов. Алло, мамика, чем у тебя такого съемка? Я говорю, вам нужен заказ. Стой. Стой, мамика, акушер ревен. Фетюр. Чем фачи звои ищи? Ши. De unde ați luat voi toate aceste lucruri? Din cutie. Dar cutie de unde ați luat-o? Era în dormitor, acolo, în colț. Cutie, cutie. Spui că e la noi din dormitor, din colț? Da. Aha. De unde ai apărut ea acolo? Hai, stai un pic. Așa. Ah, Jasmina, eu știu ce este aceasta. Asta e probabil cutie cei care trebuia să vină. Știi că mămica a comandat încă multe lucruri și trebuia să vină de pe site-ul newchick.com. Simți, da? Acestea cred că sunt ele. Păi nici eu nu știu ce a comandat aici. Ce a comandat aici? Asta este așa o sticluță pentru săpun. Vedeți ce frumoasă, cu flori. Foarte frumoasă. Super. Și încă ce mai aveți? Asta este așa un pahărel pentru creioane, rădiere și stilouri. Foarte drăguț. Un poniei micuț. Un poniei, care îi place tăi Melisi, văd că, da? Asta nu știam. Eu mă gândesc că e o geamă pentru camera sau ce. Seamnă cu pentru camera, dar mi-aduc aminte că... Da? Eu mi-aduc aminte că mămica spunea că și-a comandat o gentuță pentru cosmetică. Și eu cred că este ea, uite, pentru toată cosmetica aici. Diferite buzunare are. Wow, eu cred că acum deja îi va încăpea totul aici. Da. Și prin afară are buzunare. Așa. Bine, și ce mai aveți aici? Asta este așa un lucru. Aha. Asta e pentru curățirea taselor de la calculator. A, ia uite, am găsit și cum se scoate aici. Iată așa, Jasmina. Se scoate una, se pune alta. Asta suflă, iar aceasta cred că încă și cu pieria poți să dai acolo să scoți gunoaiele mai mari. Bine. Și încă și prin găurile acestea suflă. Mai departe, ce mai aveți voi? Ne-a rămas ultimul lucru care nu putem să care stricăm. A, dar eu știu ce e acesta. Acesta este un aspirator pentru automobil. Să sufli, să strângi praful din interiorul mașinii. Ia uite ce este un capăt, nu cam priză. Jasmina, ia uite, vezi, nu cam priză la noi. Dar ca în mașină, mașina este așa o intrare din care tu te încarci cu energie electrică. Și atunci aspiratorul nostru va lucra și vom putea sufla tot gunoi așa. Da, și acestea care te ajută să strângi cumva gunoiul din locurile mai grele, undeva mai închise. Și aici spune acesta. A, nu știu, probabil. Eu încă n-am încercat, n-am văzut. Eu nu știu, mai ce comandă. Auzisem doar. Wow, super. Cam așa. Ok, v-a plăcut? Da. Cunetul acesta. Mie foarte tare, mai ales acesta. Jasmina, eu am o idee. Hai să lăsăm link-urile la fiecare produs la noi în descriere. Poate cineva dorește așa un aspirator ca al meu. Sau așa o cutiuță pentru creioane. Un poniei al meu. Sau așa un poniei ca la Melisa, corect? Da. Asta e. Bun, așa și facem. Lăsăm link-urile toate în descriere. Dragii noștri, noi așteptăm de la voi multe, multe like-uri! Abonați-vă la canalul meu, Jasmina Show! Și ne vedem în următorul filmuleț! Pa, pa! Pentru că eu uite-te!
Lelelelele.